Moldova nu îndeplinește condițiile unui stat neutru. Ea nu este recunoscută internațional ca și stat neutru. În același timp, promovarea intensă a conceptului de neutralitate pare o găselniță a Federației Ruse pentru a se asigura că nu vom deveni membri NATO pe viitor. Această declarație, deci, nu este în interesul Republicii Moldova. Dacă e să ne gândim la interesul statului, totuși, haideți să cerem toți retragerea trupelor rusești de regiunea transnistreană. Domnule Diacov, și acum mă adresez dumneavoastră ca și exponent al majorității parlamentare, spuneți că doriți ca cetățenii Republicii Moldova să fie uniți și să nu susțină interesele altui stat, ci doar pe cel al Republicii Moldova. Însă, votând această declarație, de fapt o faceți împotriva unui grup substanțial din această țară, a celor care se consideră români și a celor care spun că sunt cetățeni moldoveni, dar nu sunt stataliști. Așa zisul termen de statalitate moldovenească este unul inventat nu pentru a uni oamenii și a-i face să se gândească la țară, dar pentru a-i divide. Nu votez și nu mă asociez cu această declarație și îndemn toți colegii care se declară că sunt devotați Republicii Moldova să nu o facă. Haideți să nu utilizăm vestita metodă sovietică de a rezolva o problemă prefăcându-ne că nu există. Și o să vă mai spun un lucru. 45 va fi astăzi un număr magic, pentru că după luările de cuvânt, exact 45 de deputați vor rămâne în sală, insuficient pentru a vota această declarație. Mulțumesc!